Iată, după 10 ani, am pornit din nou spre litoralul românesc al Mării Negre. În drumul nostru spre litoral, fiind în apropiere de București, am decis să dăm o fugă scurtă până la Paris să vizităm Tour Eiffel. Zis și făcut, ne-am îmbarcat în avion. Sper că v-ați dat seama că a fost o glumă. Am vizitat Tour Eiffel de Slobozia. După 850 de kilometri în 12 ore și cu autostrăzi din când în când, am ajuns la Mangalia, la o pensiune frumoasă, curată și cu proprietari foarte drăguți, care la plecare ne-au scris și un mesaj. Frumos din partea lor, nu? Apoi, nerăbdători, am fugit repede prin împrejurim să ne băgăm piciorușele în mare. Am plecat în descoperire spre marina din Limanu, deoarece următoarea zi avea să încep cursurile școlii de navigație Embark Sailing și să-mi îndeplinesc un vis, acela de a obține permisul pentru embarcațiuni categoriile C, D și S. Da, nu a fost chiar așa ușor, precum ați văzut în imaginile anterioare. Plus că mai urmează două examene tip grilă pe calculator la una din căpităniile Autorității Navale Române. Pot să spun în schimb că a fost o experiență deosebită, alături de oameni faini și veți vedea lucrurile acestea în următoarele videoclipuri. Thank you.
Apoi, am vizitat și celelalte stațiuni din apropiere și ne-am oprit la Neptun să ne amintim de vremurile frumoase când stăteam pe pătură la plajă și savuram câteva hamsi alături de o bere. În schimb, ce pot să vă spun despre litoralul românesc, așa, la o primă vedere, este cum îl știți, și cu bune și cu rele. Problema e că se mișcă foarte greu lucrurile, la fel ca în toată țara de fapt. Altfel, cine ar mai avea 6 case și pensii speciale? Îmi cer scuze, dar nu m-am putut abține. În acest videoclip ați văzut doar imagini frumoase cu litoralul românesc, așa, din patriotism.